jarnic, penibil, sub orice critică, tot cam devastator pentru Robbie. Intrarea Simonei Bănică, mama Teodorei, în casa iubirii, i-a cam șocat pe concurenți, dar cel mai mult a fost guduit Robbie, bărbatul fatal, idolul femeilor, acest Casanova de Dăbureni, care de o săptămână plânge cu lacrimi de foc când nu a primit și el un pupic de la fată. Oh, sărăcuciu. Robbie nu a reușit să-i facă față mamei Teodorei și care, printr-un limbaj civilizat și prin decență, l-a dominat complet. Degeaba a încercat el niște glume nesărate când nu a râs nimeni și, practic, dacă el voia să iasă din situația creată prin astfel de fonsleuri, nu a reușit, ci mai mult s-a afundat. Primul moment în care Robbie s-a făcut de râs în fața doamnei Simona Bănică a fost la prima interacțiune. Stupefiat de frumusețea mamei Teodorei, aceasta a spus topit: sunteți superbă! Și nu e vorba că Teodora nu ar avea o mamă frumoasă, însă nu erau deloc potrivite aceste vorbe din partea lui Robbie. Bine că nu a ezitat-o la o cofea, că îl credeam în stare. După acel compliment stângaci, atmosfera a devenit și mai incomodă. Robbie, de obicei foarte sigur pe el și plin de sine, părea că nu știe ce să mai spună pentru a ieși din situație. Încercările lui de a glumi sau de a părea degajat s-au transformat rapid în gafe și bâlbâieli, iar fiecare replică a Simonei îi demonta complet fața la de băiat rău. Simona, calmă și elegantă, l-a privit cu un zâmbet blând dar ferm, care părea să spună: te citesc ca pe o carte deschisă. Fiecare replica ei venea cu naturalețe care îl intimida pe Robbie. Nu mai era Casanova de Dăbuleni, ci un băiat neexperimentat prins în propriul joc. Al doilea moment că Robbie s-a făcut de râs a fost când Simona i-a spus că nu așa se cucerește o femeie. Robbie a încercat el să o contrazică, să cuvintele i s-a mânecat în gât și nu a putut decât să schițeze un zâmbet forțat. Ceilalți concurenți observau scena cu o combinație de supoare și amuzament, conștienți că Robbie trece printr-un moment de maximă vulnerabilitate. Al treilea moment în care acesta s-a făcut de râs a fost că Robbie a încercat să mai adauge o glumă nesărată pentru a detensiona atmosfera, dar Simona l-a privit calm și nu a răspuns, creând un moment de tăcere care a lăsat audiența uimită. Fără să ridice vocea sau să-și schimbe expresia, ea i-a transmis mai multe în acele câteva secunde decât ar fi făcut-o printr-o replică. Robbie a simțit cum întreaga încăpere era de partea ei, iar el devenise personajul ridicol. Și ca un bonus, în loc să fie un pic mai smerit, Robbie tot încerca să rupă cu gura. Așa ceva nu se face, mai ales la anii lui și mai ales că se consideră matur. Rușine, mare rușine.